Postez la 6-7 dimineața maxim. Apropo de primar, se apropie campania electorală! Ce credeți că s-a întâmplat? Păi, ne spun ăștia de la ProTV. S-au încins rețelele de socializare odată cu apropierea alegerilor. Postez la 6-7 dimineața maxim. A crescut conținutul politic de pe internet, așa că tinerii or să se mute altundeva. Acum suntem pe ulița Pisoi. Salutăm pe domnul cu crederul. Primarul din Tismana este unul dintre edilii cu experiență pe rețelele de socializare. Nu se sfiește să intre în direct, de oriunde s-ar afla. După cum vedeți, primarul cu gașca lui de consilier se distrează de mama focului, ceea ce e foarte bine. Mai ales că vin alegerile și s-ar putea să fie ultima distracție. Colegul său din Călăraș, județul Dolj, spune că a postat zi de zi în ultimele 1000 de zile. Vă salut! Suntem în curba la 3 măgari, așa îi se spune. Strategia, susține primarul, i-a fost de ajutor la ultimele alegeri, așa că acum nu se ridică din pat până nu postează ceva. Postez la 6-7 dimineața maxim. Care sunt de obicei postările care strâng cele mai multe like-uri? Nu știu care sunt, ceea ce facem noi. Păzea că a intrat internetul în Valea Jiului, care în 25 de ani a trecut de la Miron Cosma la World Wide Web. Și primarul din Petroșani și-a intensificat activitatea online. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.